sunt reformele eficiente în țara noastră sau nu. Și uite, corelează. 8 din 10 consideră că la noi reformele nu sunt eficiente, dar când le iai pe domenii, da? Domeniile, așa ca cercetare, dezvoltare, știință, în educație, în domeniul culturii, sunt în domeniul asistenței medicale, sunt apreciate mai înalt de către respondenții noștri, pe când soluționarea conflictului transnistrean, combaterea corupției, economia satului, economia orașului, sunt direcții care sunt mult mai prost apreciate de către respondenți. Vedeți, doar o treime dintre respondenți consideră că aceste reforme contribuie într-o măsură mare sau foarte mare la dezvoltarea democrației. Și aceasta, acest neajuns îi se atribuie guvernărilor care au fost până acum, că ele nu sunt în stare, guvernările de parcursul la 25 de ani, guvernările care s-au perindat, nu sunt în stare să explice populației de ce sunt necesare reformele. Care va fi rezultatul final? Deoarece populația a obosit de atâtea reforme și țăranii noștri spun, oameni buni, nu mai avem unde strânge cureaua. Permanent, reformele trebuie să fie acoperite financiar, ele se fac în linii mari, din buzunarul oamenilor simpli și ei nu înțeleg de ce trebuie să facă acest efort. Spre regret, mai ales din 2009 încoace, funcționarii de stat, de rang înalt, se eschivează la acest lucru. Consideră că aceasta este un lucru inutil de a explica populației. Că populația așa o să înțeleagă. Dar sau o lasă pe seama purtătorilor de cuvânt, făcătorilor de imagine de la minister. Dar noi nu plecăm departe. Uităm vecinii noștri, România și Ucraina, unde ministri, prim-ministru ies și explică la populație de ce vrea să facă. Anume, ei sunt cointeresați în aplica aceste reforme. Noi, pe parcursul acestei 25 de ani, vedem că nu se fac aceste lucruri. Vrem să vedem. Dar ce cred ei, să măsurăm nivelul de optimism, da? Și vedem că aici populația noastră este mai optimistă. Și aceasta este caracteristică tuturor țărilor sărace, da? Cu economii subdezvoltate. Populația este mai optimistă în comparație cu țările cu democrații dezvoltate. În opinia dumneavoastră, cum se vor schimba lucrurile în țară în cazul când președintele Republicii Moldova va fi ales direct de către popor? Lucrurile se vor schimba înspre bine circa 47 dintr-o sută. Adică cam jumătate din populație își leagă speranțele lor de președintele care va fi ales, pe care îl vor alege și care va fi capabil să schimbe lucrurile înspre bine. Lucrurile se vor agrava 20% și aici iarăși este o întrebare, pentru că societatea noastră este divizată. Și apare această rezultatul acestei divizări. Mulți cred că dacă va fi ales nu președintele pe care ei mizează, lucrurile se vor agrava, vor urma demonstrații, vor urma neliniști sociale. Deci asta nu e atât de mult, dar nu e nici atât de puțin 20%. 20 dintr-o sută este foarte multă lume care, dacă îi aduni în Chișinău, pot provoca neliniști mari. Nu vor avea loc schimbări 27% și dacă dintre aceștia 20 și 27 se unesc, iată avem circa jumătate din populație care rămâne pesimistă.